Comandanților militari ruși le este frică să-i spună lui Putin adevărul. Declarațiile controversate venite din partea serviciilor de informații britanice și americane. A trecut mai bine de o lună de când Rusia a atacat pentru prima dată Ucraina, iar conflictul dintre cele două țări este în plină desfășurare chiar și în aceste momente. Recent, serviciile de informații britanice și americane au făcut o serie de declarații controversate despre ce se întâmplă de fapt pe câmpul de luptă, dar și despre situația soldaților ruși. Iată despre ce este vorba. De la o zi la alta apar noi informații despre război, care de care mai controversate. Ei bine însă, de data aceasta noi dezvăluiri dunt făcute chiar de către serviciile de informații britanice și americane, care susține că Vladimir Putin nu știe adevărul de pe front. În cea de-a 37-a zi de război, serviciile de informații britanice și americane au venit cu noi dezvăluiri de pe câmpul de luptă și despre situația în care sunt soldații ruși. Mai exact, acestea susțin că forțele armate ruse ascund adevărul șefului de stat, Vladimir Putin, în privința pierderilor grele și evoluția situației din teren. Mai mult decât atât, Joe Biden este de părere că liderul de la Kremlin s-a autoizolat pentru a nu asista la ceea ce se întâmplă și a nu fi suspus vreunui pericol major care ar putea să-l aștepte în orice moment. Nu spun asta cu certitudine, dar se pare că Putin s-a autoizolat și sunt semnale că și-a concediat sau i-a arestat la domiciliu pe unii dintre sfătuitorii săi, a declarat Joe Biden. Oficialii de la Moscova nu au ezitat, astfel că imediat cum au fost făcute publice astfel de declarații și speculații, au ieșit în fața și au eliminat și negat informațiile și acuzațiile aduse. Mai exact, Moscova nu poate fi Vladimir Putin, nu poate fi dezinformat de proprii consilieri. Asta înseamnă că nici Departamentul de Stat, nici Pentagonul nu au informații reale despre ce se întâmplă la Kremlin. Pur și simplu, nu înțeleg ce se întâmplă la Kremlin, nu-l înțeleg pe președintele Putin, nu înțeleg mecanismul de luare a deciziilor, a declarat Dmitri Pescov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin. De asemenea, tot din partea serviciilor de informații britanice și americane a venit o informație cum că forțele armate ruse ar fi fără muniție, arme și fără forțe de luptă, astfel că o bună parte din ei încearcă din răsputeri să plece acasă, în Rusia. Am văzut soldați ruși fără arme și muniție, demoralizați, refuzând să îi îndeplinească ordinele, sabotându-și propriile echipamente, chiar doborând accidental un avion propriu, Credem că principalilor consilieri ai lui Putin le este frică să-i spun adevărul ceea ce se întâmplă. Amploarea acestor erori de judecată trebuie să fie cunoscută de regimul de la Kremlin. Jeremai Flemin, directorul centrului guvernamental de Comunicații.